Premierul Dacian Cioloș a declarat că vânzarea terenurilor locale trebuie să avantajeze în primul rând comunitățile locale și că s-a constituit un grup de lucru care caută soluții. E un grup de lucru inclusiv cu colaboratori de-ai mei de la Cancelarie, cu Ministerul de Finanțe, cu câțiva experți din mediul economic din România, care cunosc situația și vreau să găsim toate mijloacele prin care vânzarea de terenuri să se facă în așa fel încât să fie favorizate comunitățile locale în utilizarea terenurilor. Pentru mine, terenul agricol este într-adevăr un bun care se comercializează după niște reguli europene, dar este și un patrimoniu național, un patrimoniu local pentru comunitățile respective și așa cum fac și alte state membre, respectând regulamentele europene, introduc reguli prin care să se asigure că de această resursă, care este și un patrimoniu, beneficiază în primul rând comunitățile locale, a declarat Dacian Cioloș. Cioloș a vorbit despre instituirea unui cadru mult mai clar și mai restrictiv în ceea ce privește comercializarea terenurilor.